Bună tuturor, dragilor, ce faceți? Mă bucur că sunteți aici la un nou videoclip. În video de astăzi m-am gândit să vă arăt ce comenzi am mai făcut eu de pe e-pantofi. Luna trecută am zis să mi-achiziționez niște cizmulițe de toamnă, mai de tranziție, deoarece aveam încălțăminte foarte subțire de primăvară, de vară, dar nu aveam ceva și pentru toamnă. Toate cizmele pe care le aveam eu erau cu blăniță, așadar am văzut reducerea de pe pantofi, a fost o reducere de 30% și m-am gândit că este momentul să-mi achiziționez niște ghetuțe pentru toamnă. Și am aici lângă mine 1, 2, 3, 4, 5 ghetuțe superbe pentru toamnă și m-am gândit să vi le arăt și vouă. Plus vă voi arăta și cum le voi purta. Sunt 5 ținute pentru toamna aceasta. Sper să vă placă acest video și să rămâneți cu mine până la final. Produs care l-am achiziționat tot de pe e-pantofi împreună cu cizmele. A fost la reducere și mi-a plăcut super mult deoarece este o geantă foarte versatilă. Este aceasta. Este o geantă neagră cu acest print de șarpe. Să vă arăt mai de aproape. Are 3 compartimente. Am acum ceva înăuntru, deoarece am purtat-o. Are 3 compartimente. Este super încăpătoare. Am purtat-o când am fost în Hamburg. Am luat-o cu mine și a fost singura geantă pe care am luat-o. Pot spune că a fost super, super încăpătoare, dar pe cât este de încăpătoare, pe atât este și grea. Vine cu aceste două mânere cu lanțuri și aici are un mic accesoriu, este de la Jenny Ferry și nu a fost scumpă, nu mai știu prețurile, dar cu reducerea aceea de 30% chiar a fost o economisire foarte mare de bani. Și am zis că se potrivește la orice, oricum o să o vedeți în ținutele de astăzi, cum o voi asorta. Mi-a plăcut super, super mult și chiar este minunată, perfectă pentru orice ținută. Am putut să pun și camera video în ea, deci chiar este super încăpătoare. Acum să trecem la ghetuțe. Am văzut peste tot pe internet multe ținute cu ghetuțe maro, bej și cum în ultima vreme îmi place foarte mult culoarea bej și maro închis, am zis să îmi achiziționez o pereche de ghetuțe scurte și bej, care să nu aibă blăniță, să nu fie foarte călduroase și le-am găsit pe acestea. Acestea încă nu le-am purtat, sunt un fel de piele întoarsă. Au aici un fermoar de design și aici se închide și se deschide tot cu fermoar. Mi-au plăcut, cum v-am zis, nu le-am purtat, dar de obicei încălțămintea de pe e-pantofi este de calitate și foarte comodă, nu mă bat și la ce prețuri au, nu pot spune nu. Acestea au fost, să vă spun în lei,
140 de lei, dar să nu uitați de reducere. Nu știu exact dacă toate le-am luat cu reducere sau pe unele nu le-am luat cu reducere. Nu sunt sigură, dar oricum nu mi se pare un preț foarte mult. Un preț foarte mare. Acestea au încă etichetă, nu le-am purtat. Și îmi plac super, super mult. Sunt perfecte pentru toamnă. Culoarea îmi place și se vor asorta de minune cu multe ținute din garderoba mea. Astăzi m-am gândit să le asortez cu o pereche de colanți negri de la New York cu fermoare aurii, acest detaliu de la buzunare. Și un pullover care mi-a plăcut super, super mult, l-am luat de la Lidl, este recent achiziționat, dar mi-a adus aminte de un pullover care l-avea Anca Mădălina anul trecut, niște poze, iarna l-am văzut la ea și mi-am adus aminte. Mi-a plăcut atunci super, super mult și cum l-am văzut la Lidl, am zis că trebuie să fie al meu. Este un plover destul de lung și foarte comod. Eu l-am găsit în mărimea M, nu mai aveau mărimea S, deci toată lumea a sărit pe el să-l cumpere, dar este foarte călduros, foarte comod și îmi place acest print. Este de iarnă, toamnă, îmi place culoarea, acest muștar este superb și în această perioadă se potrivește de minune. Nu este nici foarte gros, dar nici foarte subțire, perfect pentru vremea de afară și m-am gândit să asortez această ținută cu o geantă maro. O geantă foarte încăpătoare, cu 3 compartimente, este din piele și pe aceasta am primit-o cadou și îmi place foarte mult. Cred că se potrivește acestei ținute și toată ținuta mi se pare că vine perfect cu aceste cizmulițe și mi se pare o ținută comodă, perfectă pentru mers la cumpărături, pentru mers în oraș, la mall, este comodă și îmi place foarte mult. Următoarea pereche de cizmulițe este o pereche care am tot căutat-o și nu am găsit pe nicăieri ceva să-mi placă. Nu aveam niște perechi de încălțăminte albă. Am tot căutat bocanci, dar nu mi-au plăcut. Am văzut la alte fete că au cizmulițe albe care par foarte, pot spune, sexy. Se asortează și cu o ținută mai atrăgătoare și cu o ținută mai sport. Așadar, uitându-mă pe site-ul de la ePantofi, am găsit aceste minunății care sunt superbe, le ador, au un print ca de șarpe, dar nu este foarte evidențiat, au un toc potrivit, nu-mi plac cizmele cu toc subțire, nu mă simt foarte comodă, așa că aleg cizmulițele cu un astfel de toc gros care să fie comode și să pot să merg mai mult pe ele, să nu mă doară picioarele. Și când le-am văzut pe astea, am zis că trebuie să fie ale mele, se potrivesc cu multe ținute din garderoba mea. Și să vă spun cât au costat, au fost 140 de lei, 30 de euro, nu mai știu dacă am aplicat reducere, dacă mai la reducere, dacă nu, dar am zis că nu pot să ratez așa ceva, le căutam de super mult timp, îmi place că au acest bot rotund, nu sunt ascuțite, se închid cu fermoar.
Le-am probat și sunt foarte comode, până acum nu le-am purtat, dar astăzi le voi asorta cu o pereche de blugi gri și un plover. Ploverul am de la Primark și m-am gândit să pun o geantă cu aplicații argintii. Geanta o am de la Deichmann, dacă nu mă înșel, și blugii de la Pull&Bear sau Bershka, nu mai sunt sigură, dar sunt niște blugi foarte comozi, nu îmi cade pe mine, e vechea mea problemă cu blugii, sunt în talie foarte strânși, dar totodată foarte, foarte comozi, mi se pare o ținută foarte chic. Și de efect și se potrivește de minune cu cizmulițele albe. Voi ce spuneți, vă place această ținută? Eu pot spune că o ador și pentru vremea de afară este perfectă și plus că aceste cizmulițe le pot asorta și cu altceva, cu o fustă, de exemplu, dacă aș vrea o ținută mai sexy, dar eu am optat pentru această ținută un pic mai sport, chic, dar totodată de efect. Următoarea pereche de cizmulițe este una simplă, neagră, dar am vrut o pereche care să fie comodă, să se asorteze la orice, să nu aibă toc, să o iau pentru când vreau să merg mai mult sau pur și simplu când nu trebuie să fiu foarte elegantă. Și am ales această pereche de cizmulițe scurte, vedeți, nu sunt foarte înalte, nu au foarte mult toc, au un toc foarte micuț, se închid repede cu un fermoar, asta îmi place la toate pentru că se închid foarte repede, le bagi în picioare, ai tras fermoarul și ai plecat. Motivul pentru care le-am luat este că se asortează foarte bine cu geanta pe care am luat-o, au acest print de șarpe și mi s-a părut și foarte de efect aceste ținte argintii, sunt puse aici pe un fel de piele întoarsă, deci este o combinație super. Mi-au plăcut super mult, sunt foarte comode, vă pot spune, acestea le-am purtat în Hamburg când am fost și nu m-au bătut, au fost foarte comode, nu m-au durut picioarele, nu au blăniță, au un fel de material, dar care nu ține cald, pentru toamnă sunt minunate. Eu port la picior 37 și nu mai știu cât au fost acestea, stați să mă uit pe cutie, tot 140, dar acestea le-am luat la reducere, sunt sigură că am avut reducerea de 30% și mi-am luat atunci 3 perechi de cizmulițe, printre care și geanta, dar o pereche am returnat-o, am zis să comand mai mult, să le probez și să, dacă nu-mi plac, să le trimit înapoi, deoarece am avut și transportul gratuit și returul tot așa gratuit. Deci de ce nu să comand mai multe dacă tot am reducere și să le probez, să văd ce-mi place, cu ce mă simt bine, ce mă avantajează. Dar la acestea nu am putut să renunț, cum le-am pus în picioare, mi-au plăcut super, super mult, sunt versatile, se potrivesc la orice, sunt comode, sunt chic, îmi plac super mult, nu fac piciorul scurt, adică nu sunt nici foarte joase, nici foarte înalte. Și astăzi m-am gândit să le port cu o ținută mai jucăușă, am ales acest plover roz de la Orsay. Îmi place foarte mult acest detaliu de pe plover cu punctulețe și această pereche de blugi albaștri combinată cu
cu o geantă. Geanta nu mai știu de unde am luat-o, cred că de la Perșca și blugii tot de acolo, cred, dar sunt mai vechi, nu sunt noi cumpărați. Geanta cred că am cumpărat-o anul trecut, dar mi se pare că se potrivește în această ținută, este o ținută jucăușă, o ținută pentru această vreme care nu este nici foarte călduroasă, nici foarte friguroasă. Bine, nu pot să port așa ceva seara, va trebui să pun o geantă peste, dar la prânz cred că se potrivește foarte bine vremii. Mai avem două perechi de cizmulițe și terminăm acest video. Să vă arăt o pereche care inițial nu am vrut să mi-o cumpăr, dar mama mea a insistat să o iau deoarece erau super frumoase, plus că sunt un pic mai elegante, cu un pic de toculeț, vedeți, nu este foarte mare, dar este un toc gros și este comod. Tot așa cizmulițele se închid cu un fermoar și au aceste aplicații într-o parte argintii. Acestea mi-au plăcut super mult pentru ținutele mai elegante, la fuste, se potrivesc foarte bine și eu sunt o persoană mică de înălțime, am 1,60 m, așadar un pic de toculeț nu strică și uitați așa arată, să vi le arăt și mai de aproape. Și acestea sunt super comode, îmi fac piciorul frumos, sunt mărimea 37 și astea au fost un pic mai scumpe, 150 de lei, 35 de euro, doar că am avut acea reducere și au fost mult, mult mai ieftine, cred că am dat vreo 25 de euro pe ele. Deci acea reducere chiar a făcut o diferență foarte mare. Și pentru această ținută m-am gândit la o fustă de piele. Această fustă o am de la Stradivarius. Am luat-o cred că iarna trecută. Mi-a plăcut mie foarte mult deoarece este un pic mai elegantă și o pot purta și cu cizme peste genunchi, dar acum vorbim de aceste cizmulițe cu toc, care mi se pare că vin super cu această fustă și m-am gândit că s-ar potrivi această cămașă de la H&M. Nu mai știu exact când am luat-o. Am luat-o când au fost reducerile și a fost foarte, foarte ieftină. În completarea acestei ținute m-am gândit să o port cu această geantă pe care am luat-o împreună cu cizmulițele. Mi se pare o combinație foarte elegantă pentru mers la o cină la restaurant. Poate fi purtată și la birou. Mi se pare o ținută elegantă, un pic sexy și potrivită acestui anotimp cu un dres negru. Dacă este mai răcoare, puteți să purtați un cardigan negru sau o geacă de piele. Mie îmi place această ținută super mult și sper să vă placă și vouă la fel de mult. Și ultima pereche de cizmulițe. M-am gândit foarte mult dacă să o cumpăr sau nu și între timp ce m-am gândit eu s-au terminat mărimile și nu mai erau cizmulițele în mărimea mea pe stoc. Mi-a părut foarte rău, așa că m-am redirecționat către alte modele și așa am ajuns să cumpăr atâtea cizme. Dar între timp am văzut, m-am tot uitat, am tot căutat-o
Și am văzut că au băgat mărimea mea, nu mai aveau mărimea 38, aveau doar mărimea 37. Cel mai probabil a returnat cineva a coletul și așa au băgat din nou în mărimea 37. Am zis că este un semn și m-am bucurat foarte mult. Așadar, dacă tot am văzut acestea, le-am luat împreună cu cizmulițele albe. Dacă tot am văzut cizmulițele albe și tot vroiam să fac o comandă, am zis că trebuie să le am și pe acestea. Așa, așa sunt. Cel mai mult mi-a plăcut acest print. Au fost primele care mi-am dorit să le cumpăr, dar după cum v-am zis, m-am tot gândit și nu au mai fost. Dar, spre norocul meu, am reușit să le cumpăr. Îmi place acest print de panteră. Mi se pare că toamna sunt minunate cu ținute de maro, de bej, de panteră. Vine aici cu o cataramă, dar nu se pot strânge. Ba da, se pot lărgi, cred. Cu o cataramă argintie, au aici elastic. Înăuntru să știți că sunt puțin călduroase, au un fel de material așa mai călduros, un fel de blăniță mai subțire. Și sunt și călduroase, doar că nu vă recomand să le purtați ca mine pe o vreme ploioasă, deoarece se vor lipi toate frunzele de talpa cizmulițelor și plus că este o piele întoarsă și se curăță mai greu, așadar cred că le voi purta doar când este uscat afară și nu este o vreme ploioasă. Mi-a plăcut foarte mult, sunt un pic mai joase decât celelalte. Pe mine nu prea mă avantajează încălțămintea foarte joasă, deoarece sunt scundă și mi se potrivește mai mult o cizmuliță cu toc, dar nu strică și o pereche de cizmulițe mai comode, chiar dacă nu mă avantajează. Mie mi-a plăcut foarte mult printul și ce pot spune despre ele? Da, să vă zic cât au costat. Au costat mai puțin, au fost 99 de lei, 25 de euro, nu mai știu dacă le-am luat cu reducere, dar nici nu mai contează dacă mi-au plăcut atât de mult. Am zis că hai să le iau, să fie ale mele și să le port în această toamnă. Și aceste cizmulițe, în ultima ținută, m-am gândit la o pereche de culanți blugi foarte comozi cu această cămașă, tot de la H&M, un print de panteră. S-a întâmplat să am ceva în acest print, la fel ca cizmulițele. Cămașa este foarte feminină, mi se pare mie. Această ținută se potrivește și la birou sau pur și simplu la o plimbare, la mall. Este o ținută casual, o ținută chic după părerea mea și m-am gândit să completez această ținută cu această geantă care nu prea am purtat-o, dar este super, super frumoasă și cred că în acest anotimp se va potrivi de minune cu multe ținute. Geanta o am de la C1A. Este o geantă în trei culori. Eu cred că și acesta este motivul achiziționării, deoarece se potrivește cu toate ținutele. Se va potrivi și la cizmele albe, la ținute negre, la ținute maro. Îmi place mult și cred că va trebui să o port mult mai des. Și acestea au fost toate produsele pe care le-am achiziționat de pe ePantofi și acestea au fost și ținutele la care m-am gândit că s-ar potrivi cu aceste cizmulițe. Vă rog, nu ezitați să-mi scrieți în comentarii ce ținută v-a plăcut, dacă le-am combinat corect, dacă vă place această combinație. Mie mi-a plăcut toate ținutele, sunt ținute comode, sunt ținute pe stilul meu.
nici prea elegant, nici prea sport, ținute casual, ținute comode, care să meargă în orice moment al zilei și, bineînțeles, să meargă și cu acest anotimp, deoarece aici vremea tinde să fie foarte rece și nu prea am avut o vreme așa de tranziție, mai călduroasă, dar totodată un pic mai răcoroasă. Aici a venit pur și simplu, au venit temperaturile foarte scăzute și în multe momente trebuie să apelez la plovăr. Eu sper că v-au plăcut ținutele. Dacă vă place aici la mine pe canal, nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut ideea mea și dacă vreți să mai fac și în alte videouri ținute, să vă arăt cum îmi place să mă îmbrac, ce haine port, ce haine mai am, deoarece am foarte multe haine și cred că aș avea posibilitatea să le combin, să le asortez în diferite moduri, așadar spuneți-mi dacă vă plac astfel de videouri și dacă vreți să vedeți ce mai fac și între filmări, dacă vreți să mai vorbim, dacă vreți să vedeți ce poze mai fac, ce poze mai postez, vă invit la mine pe Instagram să mă urmăriți și acolo. Acesta a fost videoul de astăzi, din păcate a ajuns la final, dar voi reveni miercuri cu un nou video. Eu vă doresc o zi minunată, v-am pupăcit, pa, pa!